Ok, 10 secunde, după cum v-am promis, aveți primul vostru challenge. Primul vostru challenge este să desenați un pătrat. Puteți vedea aici pe ecran cam cum ar trebui să inițializați voi la început acolo programul, ca să vă apară acea bluzcuță pe ecran, dacă nu ați reușit să însușiți din lecția trecută. Așa că trebuie să puneți acuși o pauză la videoclip și să încercați să desenați un pătrat folosindu-vă de documentație, dacă nu ați însușit metodele iarăși din lecția trecută. Așa că puteți pune o pauză la videoclip acum și să încercați să faceți acest lucru. Puneți pauză. Ok, deci cum vom face lucrul dat? În primul rând, nu avem nevoie de aceste două lucruri, dar le voi lăsa. Cum facem noi lucrul dat, după cum am spus, ne vom folosi ca și în lecția trecută de acele metode de forward și acea metodă de right sau left. Să încercăm în lecția dat să ne folosim de metoda de left. Așa că vom pune pe team-ul nostru să meargă înainte, să spunem, știu și eu, cu 200 de unități, ca să facă un pătrat puțin mai mare. Și după aia îl vom pune să se întoarcă la stângă cu 90 de grade. Și în momentul în care fac acest lucru, putem vedea că team-ul s-a A mers 100 de unități, după aia s-a întors în sus. Trebuie să mai repete acest lucru o dată, de două ori și de trei ori. Adică trebuie să repete în total de 4 ori. Așa că să-i dau un Ctrl-C, un Ctrl-V. Ceva de genul și acum, când dau Run, puteți vedea că merge, se întoarce, merge, se întoarce și revine în poziția inițială, uitându-se în partea de est, adică în poziția în care se uită team-ul bruscuța noastră de obicei când o creăm noi acolo. Acum, noi suntem programatori și nu vrem să scriem așa de multe rânduri de cod, așa că un lucru interesant pe care îl putem face aici este să punem un loop for. For, nu contează ce punem acolo, in range de 4 ori vrem să facem acest lucru. Atunci să indentăm toate aceste lucruri frumos. Hop, le-am indentat aici și acum când ne dau un run, puteți vedea că același lucru se întâmplă, doar că am scris mai puține rânduri de cod. Acum, după cum am spus, acesta este doar un mic exercițiu, doar un mic warm-up, așa că voi accepta și metoda aceasta cu for, voi accepta și metoda aceasta, pentru că, la urmă urmei, este un warm-up. Este ca o întindere, să spun așa, înainte de ceva urma, pentru că vom avea niște exerciții puțin, puțin mai grele urmând. Vom avea, cred că, vreo 5 exerciții până să trecem la acel proiect despre care vă spuneam la început de lecție. Așa că, după cum am spus, încălziți-vă până atunci, pentru că vă aștepta ceva mai greu. Acestea fiind spuse, vă aștept deja la lecția următoare, unde vă vom învăța cum să importați alte moduli, să instalați pachete și să lucrați cu aliases.